m-am apropiat de Bob dimineața asta și l-am întrebat: mai știi vreun cuvânt în japoneză? S-a uitat la mine destul de încurcat și a zis: peste 90 de ani de când familia mea este în Statele Unite, în Canada, nu mai știu o boabă în japoneză. Well, m-aș fi dus cu microfonul și aș fi căutat prin sală oameni care vorbesc diferite limbi. Eu aș fi putut îngâna câteva cuvinte în limba maghiară. Poate că nu la întâmplare cineva a salutat-o pe mama cu bună dimineața în limba maghiară și cu pacea Domnului. Cert este că turnul Babel este vinovat de toată încurcătura și toate barierele care sunt între noi. Dar turnul Babel, dragii mei, încheie într-un fel istoria primară cu atenționare extraordinară. Nu uitați istoria, destinul nostru depinde de numele pe care ni-l facem. Și dacă legăm de cărămizi și smoală, vom arde împreună cu ele. Dacă legăm de Dumnezeu, vom trăi împreună cu El o veșnicie. Țineți minte chipul lui Dumnezeu în om, l-am definit pe mai multe paliere. Mulțumesc încă o dată lui John Stott pentru ideea aceasta. Chipul lui Dumnezeu în noi ne leagă de Dumnezeu, creează în noi o profundă nevoie de Dumnezeu, de semnificație și de comuniune. Când mă gândesc la graiul articulat, la faptul că pot întinde mâna, pot zâmbi și pot vorbi cu rodica, este un har extraordinar să comunicăm unii cu ceilalți și toate astea pleacă din nevoia de comuniune, de comunitate, de comunicare. Ori tocmai aici a lovit, într-un fel, turnul Babel. Mulțimea limbilor este un obstacol în a împlini această nevoie de comuniune, de comunicare. Dacă ne-am putea întoarce înainte de momentul în care s-au încurcat limbile și dintr-o dată să dăm mâna unii cu alții, oameni de toate rasele, culorile, și să vorbim aceeași limbă, să ne bucurăm unii de ceilalți, ar fi extraordinar. A fost odată un împărat, Frederic cel Mare al Prusiei, am auzit și eu luni seara, care a făcut un experiment în curiozitatea lui. A luat doi copii și i-a crescut în condiții princiare. Un singur lucru nu le-a oferit. Nu le-a oferit un grai articulat. Nimeni n-a avut voie să vorbească cu ei, să comunice cu ei. Și experimentul lui a fost interesant. A zis, probabil că neauzind vreo limbă, va izbucni din ei, pe măsură ce ei cresc, limba originară pe care Dumnezeu a încurcat-o la Babel. Istoria spune că cei doi copii au murit foarte repede. Regele Prusiei, din păcate, n-a aflat care este limba originară, cea de la Babel, dar a aflat că omul, fără comunicare, fără acest limbaj, fără graiul articulat, se stinge și moare. Pentru că vorbirea, dragii mei, permite comunicarea, comuniunea, face posibilă comunitatea și ține de chipul lui Dumnezeu, de adâncimile, de structurile adânci ale ființei noastre. Limbajul nu este o anexă a condiției umane, n-a evoluat din strigătele maimuțelor în graiul nostru articulat, ci este parte din chipul lui Dumnezeu în noi. Și ascultați textul din Genesa. Tot pământul avea o singură limbă și, foarte interesant, textul adaugă și aceleași cuvinte. O singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și-au descalecat acolo. Și-au zis unul altuia, haidem să facem cărămizi, să le ardem bine în foc. Și cărămida a ținut loc de piatră, iar smoarea le-a ținut loc de var. Și-au zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Aș vrea să priviți ce-a mai rămas probabil din acest zigurat sau acest turn. Îl puteți vizita, puteți vedea cărămizile, nu știu dacă este turnul Babel, sunt mai multe astfel de turnuri în Mesopotamia, dar uitați-vă la felul în care artiștii au încercat să ne ducă înapoi în câmpia Șinearului și urmăriți cu mine câteva imagini. Nu știu care dintre ele este adevărată, dar poate niciuna.
Dar toate spun un singur lucru, dorința omului de a se priponi într-un singur loc, de a nu fi împrăștiat pe toată fața pământului, de a-și face un nume. Din păcate, a încercat să lege de cărămis și smoală. În timpul construcției, textul continuă, Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată că ei sunt un singur popor, toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă ceea ce și-au pus în gând. Haideți să ne coborâm, să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Întotdeauna am fost contrariat de textul acesta. Imaginați-vă că sunt pe plajă, rezemat, mă uit la trei copii care discută unul cu celălalt și își construiesc un castel de nisip. Ei nu mă văd că eu sunt deasupra lor și mă uit la tot ce fac ei și aud vorbind, haideți să ne facem un castel al cărui turn să atingă cerul. Și când au ajuns și văd că lucrurile se adună la oaltă, să vin și să stric jucăria lor și să-i împrăștii pe toată fața pământului. M-am tot întrebat, ce l-o fi supărat pe Dumnezeu când oamenii aceștia făceau cărămizi, le ardeau un foc și construiau o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul? Ca să răspunzi la astfel de întrebare, trebuie să facem ce am făcut de-a lungul studiilor noastre până acum, să reașezăm textul în contextul lui. Și omul în dreptul căruia trebuie să ne oprim se numește, sau este poreclit, Nimrod. Capitolul 10, începând cu versetul 8. Cuș a născut pe Nimrod. Cuș este fiul lui Ham, Ham este fiul lui Noe, deci este nepotul lui Noe. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Observați, atât de viteaz a fost încât a intrat în folclorul vremii respective, a devenit într-un fel o zicală, ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Textul continuă. El a domnit, deci a împărățit la început peste Babel. El este împăratul Babelului, care e prima cetate. L-a început peste Babel, Erech, Acad, Calne, în țara Șinear. Din țara aceasta a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Rehobotir, Calah și Resen, între Ninive și Calah, care este cetatea cea mare. Ce-o fi fost în venele, în mintea, în sufletul acestui Nimrod, care era un neliniștit și nu s-a lăsat până când a umplut teritoriile pe care le stăpânea cu cetăți, domnind peste fiecare dintre ele? Cine este, de fapt, acest Nimrod? Problema cu scriptura noastră, cu traducerea Cornilescu, este că traducerea Cornilescu îl pune într-o lumină pozitivă pe acest personaj. Cuș a născut pe Nimrod, el este acela care a început să fie puternic pe pământ. Nu-i nimic rău cu asta. Dar ascultați ce urmează. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Un viteaz vânător înaintea Domnului. Ca și cum Dumnezeu găsea plăcere în puterea lui Nimrod, în înțelepciunea lui Nimrod și în vânătoarea lui Nimrod. Iată de ce se zice Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Dați-mi voie să așez textul sub lupa mai multor contexte. În primul rând, aș vrea să mă întorc peste potop, înapoi în timp, la generația aceea de oameni de dinainte de potop. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase sau erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe cele pe care le-au ales. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Dar ascultați ce se spune despre acești copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume.
Dragii mei, ca și cum potopul n-ar fi stins cel puțin aceste două cuvinte și peste potop vaporii acestei societăți au trecut dincolo și le aud în dreptul lui Nimrod, în gura lui Nimrod. El a fost viteaz, vânător înaintea Domnului, haideți să ne zidim o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume. Observați spiritul de dinaintea potopului pe care îl regăsesc în Nimrod. Deci, cu siguranță despre el se poate spune că era și viteaz și un om cu nume. Să domnești peste atâtea cetăți în vremea aceea este un lucru extraordinar. Întrebarea mea este, nu cumva prin aceste asocieri naratorul Genesei vrea să ne ajute să-l așezăm pe Nimrod între cei care erau viteji, dar nu înaintea Domnului, ci împotriva Domnului. În engleză este un joc de cuvinte, before the Lord, înaintea Domnului, sau in the face of the Lord. Da, ca și cum te ridica împotriva Domnului. Și acesta a fost Nimrod. Aș vrea să mă uit puțin la etiologia numelui lui, la înțelesul numelui lui. Evreii scriu cu consoane, trebuie să adaugi vocalele și în funcție de cum adaugi vocalele, asta înseamnă cuvântul. Dar dacă iau consoanele din numele lui Nimrod și îl separ pe primul N, atunci pot citi în evreiește un cuvânt, marad, care înseamnă a te răzvrăti. Dacă pun și prefixul N înainte, atunci aș putea spune răzvrătitul. Cineva făcea o remarcă, s-ar prea putea ca Nimrod să nu fie numele personajului nostru, acestui împărat al Babelului, al Erecului, împăratul lui Ninive, împăratul cetăților, ci să fie porecla lui, răzvrătitul. Cu alte cuvinte, de el se leagă ceea ce Dumnezeu a condamnat în vremea aceea, le-a stricat jucăria, nu pentru că era amenințat Dumnezeu și turnul cetății o să ajungă, o să străpungă cerul, ci pentru că ceea ce era în inima lor și mai ales în inima lui Nimrod, sfida pe Dumnezeu și cerul. Sfida pe Dumnezeu și cerul. Luați numele ca pe o poreclă. Porecla aceluia care a făcut ce au făcut oamenii dinainte de potop, s-au întors împotriva lui Dumnezeu. Dacă a existat în acea istorie, dacă acesta este un personaj istoric și a existat un om cu astfel de faimă, care a zidit 10 cetăți și cetatea cea mare, cu siguranță în literatura vremii trebuie să se găsească ceva legat de acest Nimrod. Și de aceea l-aș căuta între personajele vremii lui. Dacă aș traduce astfel textul, unul ca Nimrod, proverbialul din zilele lui, sigur trebuie să regăsească în literatura vremii lui, aș putea lua istoria potopului biblic și epopeea lui Gilgamesh. Dacă punem în paralel cele două istorioare, sunt foarte mari asemănări. Noe este numit Utnapishtim în epopeea lui Gilgamesh. Dar Dr. David Livingstone, un arheolog care se frământă cu problema asta, a spus, nu cumva Nimrod este tocmai Gilgamesh? Gilgamesh a fost împăratul Erecului, Urucului. Și Erecul a fost a doua cetate pe care a zidit-o Nimrod. Se spune că Gilgamesh a mers să facă război împotriva lui Huvava. Seamănă foarte mult cu numele Dumnezeului evreilor. Și după ce l-a ucis, s-a întors apoi în cetatea lui. Și întors în cetatea, el a întrebat sfidător pe locuitorii peste care domnea. Cine este cel mai viteaz dintre oameni? Cine este cel mai viteaz dintre bărbați? Răspunsul a venit imediat. Gilgamesh, Nimrod, este cel mai viteaz dintre oameni, cel mai curajos dintre bărbați. Plecând de la această asemănare, Livingstone parafrazează în felul acesta textul din capitolul 10, versetul 8. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie tiranic pe pământ. O putere cu care a subjugat oamenii, i-a pus la slujbă, i-a pus să facă cărămizi, dragii mei, să fie arbăsmoală, să zidească cetăți. El a fost un vânător răzvrătit împotriva Domnului. De aceea se zice, ca Nimrod,
tiranic oponent al lui Yahweh. Nu știu dacă e adevărat sau nu, paralela este acolo, nu o poate nega nimeni. Dar dacă Babel a fost prima cetate peste care a domnit Nimrod, înseamnă că inițiativa, ideea zidirii acestei cetăți, ideea de a se lega numele de cărămiș și smoală, îi aparține lui. Aș adăuga un ultim element în context. M-aș întoarce înapoi la ieșirea din corabie, la beția lui Noe, despre care am vorbit duminica trecută, la binecuvântarea și blestemul pe care el l-a rostit. Binecuvântarea și blestemul lui Noe separă două comunități, pe semiți de o parte, pe care binecuvintează, pe hamiți și, în mod special, pe Canaan, de cealaltă parte. Ascultați ce a zis el. Blestemat să fie Canaan și să fie robul robilor fraților săi. Dacă pe un șantier cineva trebuie să facă cărămiz, acest cineva trebuia să fie un hamit, un cananit, conform blestemului lui Noe. Iar lui Sem îi spune, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul lui. Să fie robul lui. Veniți cu mine pe șantierul din jurul turnului Babel. Spuneți-mi, conform binecuvântării și blestemului rostit de Noe, cine ar fi trebuit să comande și cine ar fi trebuit să slujească? Să comande Sem și să slujească Ham sau Canaan. Din păcate, lucrurile sunt exact pe dos. Nimrod este un hamit, comandă Ham și slujește Sem. Problema este că semiții, fiii lui Dumnezeu, aș putea spune, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, semiții au căzut în plasa și în blestemul hamiților. S-au înhămat la planurile lor, s-au înjugat la un jug nepotrivit și Dumnezeu s-a uitat cum istoria de dinainte de potop începe să se reașeze în făgaș și lucrurile să pornească în aceeași direcție în care au fost și înainte de potop. Mi-aduc aminte de Noe, după ce 40 de ani a colindat pustia și a trăit tot amarul care a venit din pricina răzvrătirii de la Cades Barnea. După 40 de ani, cu o nouă generație, ajunge într-o situație asemănătoare. Nu este apă, poporul strigă la Dumnezeu. El vine și îi spune, Doamne, fă ceva. Și Dumnezeu spune, du-te și vorbește stâncii și va da apă. Și Noe, pentru că văzuse lăstarii, Moise, pentru că văzuse lăstarii răzvrătirilor poporului, s-a gândit, oh, nu mai vreau, încă 40 de ani prin pustie, nici nu vreau să aud de asta. Și când ajunge în fața stâncii, uite de cuvintele lui Dumnezeu și lovește stânca de două ori. Dumnezeu dă apă, dar Dumnezeu îl taie de la moștenire și nu intră în țara Canaanului, nici el, nici Aron, pentru că nu l-au cinstit pe Dumnezeu. Îmi închipui că ceva asemănător a simțit Dumnezeu, dar de data aceasta, într-adevăr, cu o nouă generație, și ca și cum ar fi zis, oh, nu, încă o dată. Și deci ea s-a coborât și răzvrătirea a pus capăt acestei răzvrătiri. Problema, dragii mei, nu erau doar că semiții lucrau pentru hamiți făcând cărămiz și smoală. Problema era că au acceptat să lucreze pentru hamiți în neascultare de Dumnezeu, în răzvrătire de Dumnezeu. Și asta era problema mare. În capitolul 9, versetul 7, când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Noe, a zis, voi creșteți, înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. Deci dorința lui Dumnezeu a fost asta, umpleți pământul, supuneți-l, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. Ascultați-l pe Nimrod, hamitul, vorbind semiților, fiilor lui Dumnezeu și câștigându-i de partea lui. Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facă un nume. După care s-a uitat spre cer și a zis, s-o crezi tu, nu vom fi împrăștiați pe toată fața pământului. Asta era un afront direct adus lui Dumnezeu. Nu putea fi vânător, viteaz, comandant, viteaz înaintea Domnului, ci împotriva Domnului. Și împotriva Domnului reușiți să câștige și pe semiți, dragii mei, și tot poporul avea o singură limbă și Dumnezeu a zis,
așa cum au stricat o societate întreagă înainte de potop, cine îi va împiedica să o strice încă o dată după potop? Și Dumnezeu în harul lui s-a coborât să le strice jucărie. Cred că supărarea lui Dumnezeu este legitimă, se creaseră premizele reașezării societății pe direcția societății prediluviene, pe direcția care nu putea duce decât pedeapsă și moarte. Și de aceea Dumnezeu a zis, haideți să ne coborâm, să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. Domnul i-a împrăștiat, dar ca să îi împrăștie, a făcut o minune. Imaginați-vă să stau să povestesc cu Norica în bucătărie și la un moment dat, pac, să ni se încurce limba. Și eu să vorbesc și ea să se uite la mine și ea să-mi vorbească și eu să mă uit la ea și eu să stric și ea se înfurie și ea să strige și să-i cer cuțitul, să-mi dea furculița, să-i cer o bucată de pâine, să-mi dea o scorpie. Imaginați-vă ce ar fi acolo. Dar ceea ce e extraordinar și un singur lucru aș vrea să țineți, dragii mei, este, să rețineți, este că Domnul a făcut o minune. A intervenit în harul lui, le-a încurcat limba ca să împiedice răul să cuprindă societatea, să fie obligat să pedepsească din nou întreaga omenire. Recitesc primul verset. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. M-am întrebat de foarte multe ori. De ce nu era suficient să spună tot pământul avea o singură limbă? Punct. Era suficient sau nu? Era suficient. Dar textul zice și aceleași cuvinte. Pornind de ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinearului și au descălecat acolo. Acum, dacă vă uitați la imaginea din fața noastră, vedeți că pe pământ se vorbesc astăzi peste 5.000 de limbi. Mulțumesc că nu sunt toți reprezentați aici, că n-am avea căști pentru ei, nici locuri. Ar trebui să mergem pe stadion. 5.000 de limbi. Ce au făcut cercetătorii? Au încercat să vadă, nu cumva putem ajunge la limba din care au plecat aceste 5.000 de limbi. Nu uitați, cei care susțin evoluționismul spun că din strigătele de maimuță a venit graiul articulat și pe urmă oamenii s-au împrăștiat și așa am ajuns la această diversitate supărătoare pentru noi. Tot ce au reușit să facă cercetătorii este să adune aceste vreo 5.000 de limbi, nu toate, că unele nu se încadrează nicăieri, să le pună în 10-12 familii de limbi. 10-12 familii de limbi. Acum când vii și analizezi o limbă, are cel puțin trei straturi. Am aflat și eu de la un specialist lunea trecută. Are statul fonologic al cuvintelor, are statul sintactic, e adevărat, Lidia, profesoară de română, și are statul semantic. Deci am cuvintele, am regulile după care le îmbin și am înțelesul lor. Am înțelesul lor. Dacă mă întorc înapoi în textul nostru, spuneți-mi ce a făcut Dumnezeu. Textul spune, tot pământul avea o singură limbă și aceleași foneme, aceleași cuvinte. Și foarte interesant este că lingviștii spun, există ceva ce n-a modificat Dumnezeu, gramatica limbii sau sintaxa limbii. Spuneți-mi, cum ar putea oamenii aceștia veniți din Canada să stea cu căștile pe urechi și să mă asculte pe mine vorbind și cineva traducând acolo sus și să priceapă ceva dacă gramatica limbii lor ar fi diferită de gramatica limbii mele? Ar fi imposibil să comunicăm. Ci foarte interesant, indiferent ce limbă s-ar vorbi pe pământ din cele 5.000, există suficiente elemente comune între noi și ceilalți ca să putem traduce, să putem comunica între noi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a încurcat doar cuvintele noastre, dar a lăsat neîncurcate regulile după care le asociem. Și de aceea putem ajunge la aceeași semantică, la același înțeles. Ce extraordinar lucru! Spuneți-mi, cum aș fi putut eu citi Biblia în limba mumii mele dacă
evreii ar fi avut o altă gramatică decât am avut eu, sau grecii o altă gramatică decât gramatica limbii române. Doamne, mulțumesc că ai lăsat cel puțin atât între noi, ca să ne țină la oaltă, să putem avea în limba noastră Scriptura și să ne putem înțelege cel puțin printr-un interpret. Uitați-vă la ce s-a întâmplat probabil la Babel. A fost o limbă. Când Dumnezeu a intervenit, au devenit cel puțin 12 limbi diferite. Cel puțin, zic cercetătorii. După care în timp limbile acestea s-au diversificat, au evoluat și au ajuns la ce avem astăzi. Dar ca din una să devină 12 și să nu le mai poți spune la oaltă decât printr-o minune, aici trebuia să fi fost o minune. Și asupra acestei minuni aș vrea să vă atrag atenția. Un creaționist care cercetează lucrul acestea spunea, dovada, deci dovada, realitatea, corespunde de minune cu ideea că au existat un număr mai mic de limbi care s-au separat la Babel, care s-au diversificat apoi până la diversitatea pe care o avem astăzi. Dar acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Când te uiți atent la text, vei vedea că nu-l poți nici grăbi, nici întârzia. Lucrurile se întâmplă după planul lui Dumnezeu, la inițiativa lui Dumnezeu. Lucrurile nu se întâmplă ca sub turnul Babel. Nu există un Nimrod care să miște planurile lui Dumnezeu. Există doar un Hristos care mișcă planurile lui Dumnezeu. Dar harta care aveți înaintea voastră vă indică de unde au venit oameni în ziua aceea. Erau atunci în Ierusalim oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Mi s-a părut întotdeauna o hiperbolă, toate neamurile care sunt sub cer. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, din părțile Libiei, din Cirena, Cretani, Arabi, 14 națiuni. Dacă îi pune sub lupă puțin cele 14 națiuni și îi colinda zonele din care vin, vei vedea că erau atunci la Ierusalim toți reprezentanții fiilor lui Noe. Erau și semiți, și hamiți, și afetiți. Dar când vă uitați la planul lui Dumnezeu în momentele cruciale, îi avem pe toți acolo. Veniți cu mine la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Cei care au tras sforile au fost semiții, cei care au bătut cu ele au fost iafetiții, cel care a purtat crucea a fost un hamit. Toți acolo, de ce? Pentru că toți trebuiau să beneficieze de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea, nu cred că este o hiperbolă, erau atunci la Ierusalim oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Aș vrea să privim fenomenul de la Rusalii, din ziua cincizecimii, din două perspective. În primul rând, Babelul și Rusaliile sunt opuse unul celuilalt. Ce-a încurcat Babelul a descurcat ziua cincizecimii. Dar pe de altă parte, Dumnezeu repetă Babelul la ziua cincizecimii. Cu alte cuvinte, încurcă limbile și împrăștie pe toată fața pământului. Să-l luăm pe rând. Textul continuă. Toți se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt oare galileieni? Nu sunt oare un grup care au aceeași limbă și aceleași cuvinte? Răspunsul este evident, da, sunt galileieni. Versetul 8. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Dragii mei, sub turnul Babel nu s-au înțeles unul cu celălalt, ci au trebuit să se împrăștie. În ziua cincizecimii, deși erau 14 națiuni adunate, s-au înțeles unul cu celălalt, cu alte cuvinte, l-au înțeles toți pe Dumnezeu. La Babel nu s-au înțeles unul cu celălalt pentru că s-au răzvrit toți împotriva lui Dumnezeu. Iar aici s-au adunat toți în jurul lui Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit și a făcut o minune extraordinară. Cuvântul Babel,
Babel, este compus din două cuvinte. Ba, care înseamnă poartă, și El, care este Dumnezeu, de acolo vine Elohim. Cu alte cuvinte, Babel ar putea fi poarta lui Dumnezeu sau poarta spre Dumnezeu. Dar asta adaugă încă o dimensiune la toată povestea noastră. Haideți să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Acest să atingă cerul este, dragii mei, sau conține și un aspect religios, un aspect prin care Nimrod introducea o nouă religie, probabil spun unii, rădăcinile religiei politeiste a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pe aici și așa se ajunge la Dumnezeu, ar fi spus Nimrod. Vreau să vă spun, niciodată la Dumnezeu nu se ajunge de jos în sus. Există doar două feluri de religii în lumea aceasta. Religii revelate, de sus în jos, și religii construite de jos în sus. Poți construi 1000 de ani și la cer nu vei ajunge, plecând de jos în sus. Trebuia să se deschidă poarta de sus în jos. Trebuia Dumnezeu să coboare la noi. Atunci când Hristos, cel înviat, a trimis Duhul Său peste ucenici, practic s-a făcut o poartă spre Dumnezeu. Dar de data aceasta, o poartă prin care oamenii se poată ajunge cu adevărat la Dumnezeu. Observați, de data aceasta inițiativa nu este a omului. Dumnezeu a spus ucenicilor, nu vă cer să faceți nimica, nu strigați, nu cereți, nu grăbiți, nu întârziați, voi așteptați doar. Atâta le-a spus. Și eu nu cred că vreodată rusariile se pot repeta altfel. Nici unul dintre noi nu-L putem obliga pe Dumnezeu să facă ceva la inițiativa noastră, ci trebuie să așteptăm ca să le facă la inițiativa Lui. Ucenicii s-au dat în camera de sus, au citit Scripturile, s-au rugat împreună și când a hotărât Dumnezeu, cum a hotărât Dumnezeu, s-a întâmplat minunea. Și minunea aceasta a deschis o poartă spre Dumnezeu. Nu omul a urcat spre El, ci Dumnezeu a coborât spre om. De acest punct de vedere, este o extraordinară minune, este opusul Babelului, o încurcare miraculoasă care descurcă încurcătura. Și dintr-o dată, oamenii veniți de peste tot aud lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, fiecare în limba în care s-a născut. Dar observați, cine au fost cei care au suferit la Babel? Au fost Hamit, Semit și Iafetiți, adunați împotriva lui Dumnezeu, sub porunca lui Nimrod, sfidând cerul, încercând să urce spre Dumnezeu, să oferă oamenilor o cale falsă. Dumnezeu a venit și le-a încurcat limba și i-a împrăștiat ca să nu-și poată termina lucrarea. Și textul spune, așa au încetat să zidească cetatea. De data aceasta, Dumnezeu încurcă limba la 120 de oameni, dar acești 120 sunt copiii Lui. Cei pe care i-a atins minunea învierii lui Hristos din morți, cei care așteptau coborârea Duhului Sfânt. Și El le încurcă limbile, nu ca să-și înceteze lucrarea, ci ca să-și poată face lucrarea. Ce minune extraordinară! Ce minune! Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu ucenicii înainte de înălțare, le-a spus, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Da, azi este ziua alegerilor. Și duceți-vă și votați, dacă știți pe cine. Dar nu-i treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu rânduiește stăpânirile. Noi avem o altă treabă. Dar care-i treaba noastră? Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și observați, mărturia noastră trebuie să meargă împreună cu împrăștierea noastră, nu cu adunarea noastră. Voi veți fi martori în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Uitați-vă încă o dată la harta dinaintea dumneavoastră, dar de data asta am inversat săgețile. Toți erau adunați în Ierusalim. După ce au auzit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și după ce au strigat la predica lui Petru, fraților, ce să facem? Și au fost botezați peste 3.000 de suflete dintre Hamiți, Semiți și Iafetiți. A venit vremea să plece acasă. Și în felul acesta,
Dumnezeu i-a împrăștiat din nou ca să-și poată face lucrarea, să-și poată împlini lucrarea. Vorbirea în limbi a semnalat ucenicilor o schimbare radicală de paradigmă. Dragii mei, vorbirea în limbi nu i-a separat pe unii de ceilalți, cum face de multe ori astăzi. Vorbirea în limbi i-a unit pe unii cu ceilalți. I-a ajutat să se bucure împreună, auzind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Știți cum au funcționat religia evreilor timp de 16 secole? Ei s-au așezat în Ierusalim, acolo era templul Domnului, acolo era scaunul lui de domnie, ei erau poporul Domnului. Dacă îl voiai pe Dumnezeu, trebuia să-ți iei picioarele în spinare și de la Roma să vii la Ierusalim. Deși Imperiul Roman guverna lumea atunci, ei sfidau Roma. Romanii trebuiau să vină la Ierusalim, dacă îl vreau pe Dumnezeu. Poarta spre Dumnezeu este aici la noi. Cu alte cuvinte, în mentalitatea ucenicilor era acest tipar. Dacă îl vreți pe Dumnezeu, veniți voi la noi. Vă tăiați împrejur, mâncați ce mâncăm noi, vă îmbrăcați cum ne îmbrăcăm noi, cântați cum cântăm noi, altfel n-aveți nicio șansă. Voi la noi. În ziua aceea, Dumnezeu a zis nu. De azi înainte, lucrurile se schimbă. Veți merge voi la ei. Dar erau 12 oameni, pescari. Nu cunoșteau limbile lumii noastre. Dragii mei, ce extraordinar har. După ziua aceea, n-au putut spune, Doamne, cum să mergem la Loma, cum să mergem în Libia, cum să mergem în Cirena, cum să mergem în Elam? Nu știm limba. Asta nu e o problemă pentru Dumnezeu. Cei care le-a încurcat, le poate și descurca. Ce mare har! Dragii mei, Dumnezeu practic i-a ajutat pe ucenici, pentru ei era această lecție. Uitați-vă la încăpățânarea omului. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit de două ori, nu i-a ajuns la Petru o vedenie, de două ori cu aceeași vedenie, față de masă, tot felul de animale, ia și mănâncă, Petre, nu pot, e spurcat. Toată viața mea nu m-am atins de ele. Ia și mănâncă, Petre. Ce-a curățit Dumnezeu să nu numești tu spurcat. În sfârșit, Petru se ridică și merge împreună cu trimișii lui Corneliu. Se oprește la ușă și spune lui Corneliu, știi, Domnule, i-a fetit că noi, semiții, nu putem intra în casa voastră. Am venit pentru că Dumnezeu m-a sperit și mi-a spus să nu numesc spurcat ceea ce a curățit el. Spune de ce m-ai chemat. Știți cât a trecut de la învierea lui Hristos până la mișcarea lui Petru? 15 ani, cel puțin 10-15 ani, priponiți în Ierusalim. Dacă n-ar fi venit Saul din Tars cu prigoana lui, ucenicii ar fi stat acolo 1000, 2000, 5000, 7000, 10000 în pridvoarea lui Solomon. Ori Dumnezeu aștepta să cucerească lumea pentru el. Dacă la Babel le-a încurcat limbile ca să-și înceteze lucrarea, la rusarii le-a încurcat limbile ca să-și pornească lucrarea și ca să-și poată face lucrarea. Secerișul pentru Israel se apropia de un sfârșit. Dar secerișul pentru neamuri abia începea. Domnul Iisus le-a spus înainte de înălțare, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. Simțiți valul, umda împrăștierii, Ierusalim, toată Iudeia, Samaria, până la marginile pământului. Dragii mei, noi suntem încă în acest plan al lui Dumnezeu. Noi în România, canadieni în Canada, ruși în Scoția și indiferent de unde ai fi venit, avem un singur lucru de făcut. Dar ceea ce nu trebuie să uităm, ca să nu repetăm tragedia pe care am citit-o în primele 11 capitole, nu trebuie să uităm că vitejia, curajul, puterea Dumnezeu ne-o dă, nu să ne răzvrătim împotriva Lui, ci să împlinim planurile Lui. Puterea lui Dumnezeu se dă doar pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos, vorbind și astăzi, după 2000 de ani. Mare-i secerișul. Mare-i secerișul. Puțin sunt lucrătorii.
Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători pentru secerișul lui. N-ai vrea să fii tu unul dintre ei? Dragii mei, Dumnezeu nu ne cere să mergem până la marginile pământului, nici măcar să facem ce fac canadienii, să vină din Canada până în România. Dumnezeu ne cere să batem doar la ușa vecinului nostru. Să vorbim cu colegul sau colega noastră. Să ne bucurăm de numele Domnului, să nu ne rușinăm de El. Dumnezeu să te binecuvinteze. Să nu rușinăm de El. În ce măsură mă preocupă durerea lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu, frământarea lui Dumnezeu? Gusti și Viorica, v-ați însurat băieții, v-ați îngropat părinții, ați rămas singuri, dar aveți vecinii. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care El își face lucrarea. Dragii mei, putem trăi în două feluri. Există două comunități, două moduri de a-ți face un nume. Unii trăiesc zicând, vie împărăția mea, ca Nimrod. Alții trăiesc zicând, vie împărăția ta. Vie împărăția ta. Ascultați-l pe Eclesiastul, pe Nimrodul evreilor. Iertați să-mi fie că îl numesc așa. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava în care cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cireți de boi, turme de oi, mai mult decât toți cei care au fost înainte de mine la Ierusalim. Mi-am adunat argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea la Ierusalim, cel puțin ca Nimrod. Mi-am păstrat chiar și înțelepciunea, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nimic ca să se bucure de ele. Și asta a fost toată truda mea. Dar, spune el la bătrânețe, blestemat de Dumnezeu, într-un fel, dar am neglijat să mă uit cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și cu truda cu care le făcusem și să văd că în toate este doar deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri mi se vor da pe deasupra. Babelul, încurcarea limbilor. Rusariile, descurcarea limbilor, aș putea spune. Dar vreau să vă spun că istoria nu s-a terminat. Așteptăm și putem participa la o minune mult mai mare decât amândouă. Când a luat mielul cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ în fața mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur în mâini, pline cu rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Ascultați, vă rog, bine ce urmează. Oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam, ai făcut din ei o împărăție pentru Dumnezeu, preot și o împărăție pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ.
Capitolul 7, versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Domnului Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Filip a pus o întrebare: ce-a ridicat Dumnezeu din apele potopului? Care e singura valoare care în ultimă instanță contează? Relația cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu. Cartea Genesa este cartea facerii unui nume. Dar numele mi-l pot face în două feluri. Fie zicând: vie împărăția mea, și cu toate eforturile, curajul, vitejia, finanțele, cu tot ce am, adun deșertăciune ca Solomon, ca să le văd într-o bună zi, suflate din mâna mea de tot puternicul Dumnezeu. Pentru că El va lua aceste lucruri din mâinile noastre, le va arde toate în foc. Dar ce extraordinară provocare, ca eu, un muritor, unul care nu contează în România alegerilor de astăzi, să pot să conlucrez cu Dumnezeu la cea mai mare minune din universul acesta. Ați observat că au venit în față doi câte doi. Doi câte doi. Așa au venit în față. S-au cunoscut în fața căminului. Niciunul dintre noi nu ne convertim prin cineva, ci Dumnezeu lucrează printr-o mulțime de oameni. Dar n-ar fi extraordinar ca să pot ajunge în cer la această extraordinară sărbătoare, să pot să spun: snopul meu. Wow! Asta este provocarea. Provocarea, dragii mei, este să ne gândim că Dumnezeu își pregătește sărbătoarea și tu poți fi parte la realizarea ei. Oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, aduși în fața tronului lui Dumnezeu.